vreau să vă faceți exercițiul ăsta de imagine. Pentru cei care ați văzut filmul cu Iisus Hristos, care l-a făcut Mel Gibson, dar de fapt în toate filmele astea făcute de Hristos, cu Iisus Hristos și așa mai departe, cred că toată lumea l-a văzut. Dar acum ce vreau să transmit este special pentru preoți ortodoxi și pentru cei care cred în că religia adevărată este asta ortodoxă, da? Vă faceți un exercițiu de imagine cum arătau preoții în film. Da, tati, la copii mergem. Cum arătau preoții aia în film? Exact așa, îmbrăcați în negru, cu aur pe ei, aveau bani, aveau putere. Acum o să spui, da, domnule, ce legătură între preoții ortodoxi și preoții care l-au omorât pe Iisus? Eu așa susțin și dacă nu sunteți de acord cu mine, documentați-vă să vedeți că cei care l-au trimis pe Iisus Hristos la moarte au fost preoții, nu atei. Nu romanii, nu, preoții au fost. Nu au fost preoți ortodoxi pentru că nu exista creștinismul atunci, exista erau decât evrei. Creștinismul a apărut după Hristos, da? Bun. De ce l-au omorât preoții? Eu am început să citesc Biblia și am fost acolo la Marcu și la Matei. Iisus Hristos i-a supărat pe preoți pentru că a schimbat legea. Cine știe, cunoaște. Cine nu, să caute, să găsească. Cum adică a schimbat legea? El a venit și le-a zis, bă, nu e bine să omorâți femei cu pietre, cum a vrut să omoare pe Maria Magdalena. A salvat-o. Nu e bine să faceți, nu știu ce, aveau ei de-astea, că când e ziua sabatului, n-ai voie să faci bine, n-ai voie să muncești, n-ai voie să faci nimic, decât preoții, atât. Mâncarea care e doar pentru preoți și el a venit și a schimbat. Bă, dacă e unul care e flământ, poate să mănânce și când iese de post, dacă n-a mâncat până acum, știi? Adică ce e scos pe gură e mai mult păcat decât ce bagi în gură, știi? Și alte... Deci el a venit cu niște vorbe cu care a schimbat legea. Legea care fiind legea evreiască, da? Evreiască, dată de la Dumnezeu, prin Moise. Și ceilalți discipoli, da? Noe, Moise, tot ce a fost Avram și toți care au fost înainte de Hristos. Iisus n-a venit să zică nu, că n-a fost bine. A zis tot ce au zis apostolii dinainte, profeții dinainte, prorocii, este valabil, n-am venit să stric legea, am venit să o împlinesc, știi? Și atunci Iisus Hristos i-a supărat pentru că a venit să adauge, cum ar veni evreii, ceilalți dinainte de Iisus le spunea ce să nu facă și Iisus Hristos a venit și a spus ce să facă, știi? Și ei s-au supărat, cine este să ne spună nouă ce să facem? Doi la mână. Ceea ce a tras moartea lui Iisus Hristos a fost când s-a dus în biserică, în templu ăla unde se rugau, unde erau ăștia prea înalții, cum e la noi acum, patriarhul nu știu care, și a dărâmat, a răsturnat arabele cu, cum e la noi în biserică, uitați-vă că să vedeți, icoane de vânzare, tămâie, lumânări, bani în biserică. Și l-a zis, casa Domnului, casa Tatălui nu este un loc de negoț. Loc de negoț este de rugăciune. Și ei asta făceau. Ei făceau pe lângă rugăciune și comerț, și bani și toate alea. Și Iisus Hristos a venit și i-a deranjat pentru că le-a stricat combinațiile cu bani. Deci el a venit și a făcut minuni și ei le vedeau, veneau și tot îl atacau, căutați că scrie acolo în Biblie să vedeți, când tot îl atacau, tot să-i găsească, să-l găsească vinovat, ca să poată să-l trimite să-l judece romanii, că romanii erau judecători. Dar ei aveau puterea preoții să conducă masele de oameni și nu puteau să-i judece fără aprobarea romanilor, că altfel ar fi omorât cu pietre foarte repede pe Iisus. Dar fiind romanii care, culmea, romanii au vrut să dea o șansă lui Iisus prin Baraba, știi? Că a zis până la urmă guvernatorul roman, mai știu cum îl chema, Pilat, a zis să-l omorâm, îl scăpăm, că avea dreptul să dea drumul la un pușcăriaș, să facă grațiere. Să-i dăm drumul lui Baraba sau lui Iisus, care n-a făcut nimic, că el știa că e nevinovat. Și preoții incita de la spate, pe Iisus. Deci, ura și răutatea preoților, că ei tot preoții erau, adică ei tot mergeau după lege, așa cum merg și preoții noștri ortodoxi în cazul de față. Legea. Și așteptau Mântuitorul, care Mântuitorul era Iisus, dar pentru că Iisus a venit și nu le-a spus ce a vrut ei să audă, probabil că ei s-așteptau să vină un Mântuitor care să zică măriți taxele, luați mai mulți bani, aveți voie cu mai multe neveste, cine știe ce așteptau evrei, preoții evrei din momentul ăla. Și așa, pentru că puterea lor se clătina, pentru că masele de oameni au început să îndrepte către Iisus, pentru că Iisus avea grijă de săraci, se ducea către ăștia care aveau nevoie de credință. Cum a spus și Iisus a spus, nu un om sănătos are nevoie de doctor,
Nu? Ci un om bolnav are nevoie de doctor și el de-aia se ducea și încerca să băga pe între farisei și ăștia, știi? Asta și cum le mai zicea, cum mai știu, în termeni bisericești. Dar Iisus Hristos, pentru că religia evreiască o lase razna, începuse cu corupție, cu bani, se implica în politică prea mult. Preoții evrei la momentul respectiv, acel moment, era mână-mână cu romanii. Deci devenise politică, devenise biserica, devenise politică, nu mai era relația cu Dumnezeu. Și Iisus nu a venit să creeze o religie, el a venit să repare ce au distrus nenorociții. Și pentru asta l-a omorât. Și acum vreau să vă întreb, nu vi se pare că e același tipar? Este fix același tipar. Preoții noștri ortodoxi au devenit, eu nu vorbesc despre cei care au fost sfinți, despre cei care au Arserie Boca și Ioan Gură de Aur, nu știu care poate biserica ortodoxă să spună sfinți. Eu nu-i contest pe ea, au avut foarte mare contribuție. Dacă nu erau ea, poate eu nu mai eram creștin acum, poate eram musulman, eu recunosc contribuția lor. Dar eu vreau să văd contribuția la ăștia de acum, pentru că au devenit foarte mulți atei în ultimul timp, foarte multă corupție, văd în ce în ce mai multe mercedesuri, văd în ce în ce mai multe farisei și cărturari. Asta sunt. Am văzut un reportaj, preot ateu, preot ortodox ateu. Văd preoți ortodoși care s-au lăsat de preot, de la preot ortodox s-au botezat și au devenit pocăiți. Da? Am mai spus încă o dată, repet, Ioan Negrici, căutați-l pe canalul meu, am făcut podcast cu dânsul și mi-a explicat de ce s-a lăsat de religia asta ortodoxă, pentru că e greșită. Deci, cu alte cuvinte, noi greșim, am greșit, nu noi, cei care au conduc biserica. Au ajuns într-o extremă greșită și trebuiau, la un moment dat, când și-au dat seama, băi, greșim, bă, hai să scoatem tarabele alea cu bani din biserică, să le scoatem în afara bisericii măcar. Hai să nu mai luăm bani la oameni, că Iisus a spus la cei 12 discipuli, a spus să nu luați bani de la oameni. Și acum eu când a murit taică-mi, a costat 4 milioane mormântarea la țară și ne-a dat bună 2 milioane. Ca să ne înțelegem. Și tot ca să prostească lumea, le zice, fă ce zice popa, nu fă ce face popa. Cum? Eu nu m-aș duce să mă operez la un doctor corupt. Dacă eu știu că ăla n-a făcut medicina, n-a intrat pe bune, a intrat pe pile, eu nu mă duc să mă... Nu contează, e popă, e ordu, e ăsta, e doctor, du-te. Nu! Mă duc dacă știu că e doctor bun, dacă e preotul, dacă preotul are har, nu contează că e ortodox, eu mă duc la el. Dacă tu ești credincios și în ținea ta ești un bun și faci lucruri bune, n-a nimic cu tine. Eu am ce am cu atei, nu cu credincioși. Dar când ești fanatic, sau când ești greșit, sau când ești corupt, că nu poți să te duci pe Dumnezeu cu bani. Mă duc cu bani la biserică, dau bani lui popa și am plecat de acasă. Ai uitat să te mai rogi? Asta zic. Biserica ortodoxă a luat o razna, e greșită. Și vreau să fac lumină în treaba asta din cauza că și eu am fost îndoctrinat religios și doi la mână din cauza că aceeași specie de preoți l-au omorât pe Iisus. Repet, nu romanii l-au omorât. Preoții ca evrei care au fost la vremea respectivă și ceea ce fac acum ăștia ortodoxi noștri, exact același lucru fac. S-a îndepărtat lumea de la Dumnezeu, indiferent dacă banii să aibă scaunul în biserică și de tradiții, care implică bani în același lucru. Și relația cu Dumnezeu, nu. Să țină ei mâna pe putere. Nu dăm puterea de mână la orice prost. Știi? Așa zic ei. Nu dăm orice babă să citească Biblia, că numai cine are har. Eu de unde ai tu har dacă tu ești corupt? Dumnezeu e drept, Dumnezeu nu e între. Știi? Lasă pe popă să-și fure, să facă și pagă, dar e și credincios. Nu merge. Asta am să zic. Câte minute sunt? 9:15. Gata, ne oprim aici. Am zis să facem până 10 minute. Sper că ați înțeles, să dați mai departe dacă sunteți de acord și dacă sunteți credincioși și aveți cât de cât idei despre creștinism și dacă sunteți de acord cu ce am zis, numai voi puteți să sprijiniți prin a da mai departe. Share pe Facebook, altfel vlogul ăsta nu se duce mai departe. Dacă nu sunteți de acord, nu e nicio problemă, puteți să dați și dislike, puteți să faceți ce vreți. Eu atâta fac ce ține de mine. Atâta pot să fac, mai mult nu pot să fac. Nu v-am cerut bani, nu v-am cerut decât să dați mai departe ca să să deschidă lumea capul. Vă pup la inimioară. Doamne ajută!